mărturisesc cu toată sinceritatea că sunt copleșit de emoție, emoție dată de amploarea evenimentului și mai cu seamă de personalitățile prezente astăzi în comunitatea noastră. Fiii ai satului care și-au pus amprenta de-a lungul timpului într-un mod constant și consistent în ceea ce înseamnă contribuția remarcabilă adusă la sporirea prestigiului comunei și nu numai. Mă bucur că îmi revine această misiune de a omagia și a gratifica totodată două dintre personalitățile comunității noastre, născuți, crescuți și educați în mica noastră urbe, care au acumulat în decursul timpului o vastă experiență și o expertiză ce ne face pe noi cei de aici mândri că suntem contemporani, prin acordarea titlului de cetățean de onoare ai Comunii Dulcești. Cu certitudine, sunteți de foarte multă vreme cetățenii noștri de onoare, dar am simțit că este momentul ca noi, comunitatea, să vă spunem și în acest mod formal, mulțumesc! Pentru fiecare pas pe care l-ați făcut pentru noi, pentru fiecare proiect inițiat cu gândul la comuna noastră, pentru faptul că ne-ați adus aminte de fiecare dată cine suntem sau cine nu trebuie să fim și pentru că nu ați ezitat niciun moment atunci când comunitatea noastră își dorea dezvoltarea economică, structurală și o infrastructură solidă în a ne sprijini cu toate resursele de care dispuneați. Pentru aceste considerente, cu tot respectul, eu mă înclin în fața domniilor voastre și vă mulțumesc din suflet că v-ați născut pe meleagurile noastre. Prezența președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsen, în mijlocul nostru, un mare susținător al tuturor proiectelor locale inițiate, alături de care, de fiecare dată, comunitatea noastră mă bucură și mă îndeamnă a solicita câteva cuvinte față de evenimentul zilei din comuna noastră. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar, bună ziua, vă spun și eu, preacucernici părinți, distinși invitați, doamnelor și domnilor, sunt onorat că sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră la un eveniment extrem de important pentru comunitatea dumneavoastră, un eveniment în care recunoașteți valoarea profesională și umană a doi oameni care v-au făcut cinste comunității dumneavoastră în țară și nu numai. Acordați astăzi titlul de cetățean de onoare la două personalități ale României, nu doar a comunității dumneavoastră sau a județului Neamț. Am să încep cu domnul deputat Iulian Iancu, pe care îl cunosc personal de mulți ani de zile. Dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, este o personalitate marcantă și una din cele mai importante voci în domeniul energiei pe care România le-a avut și le are. Este un reputat profesor universitar și a fost omul care întotdeauna, dar întotdeauna, s-a mândrit cu faptul că este fiul acestei comunități. Vorbeam atunci când eram parlamentar cu domnul deputat Iancu și era extrem de încântat să vorbească despre locurile natale și despre locul în care s-a născut. Eu vă felicit și vă spun că aveți de ce să vă mândriți și aveți de ce să îi recunoașteți meritele profesionale și umane ale domnului deputat. Domnule Iancu, eu vă felicit, vă mulțumesc pentru că ați făcut cinste județului Neamț în toate demnitățile și funcțiile publice pe care le-ați ocupat de-a lungul vieții. Și am convingerea că și în continuare țara va beneficia și va avea nevoie de expertiza dumneavoastră în domeniile pe care sunteți axați, să spun așa, și sunt convins că veți face ceea ce ați făcut și până la această vârstă, lucruri bune pentru România. Vă mulțumesc și vă felicit! De asemenea, astăzi
I-a acordat titlul de cetățean de onoare al comunității dumneavoastră domnului general Ion Matei. Recunosc că nu știu foarte multe lucruri decât ce am citit despre domnul general, dar ceea ce am citit mi-a plăcut, ca să spun așa. Vă felicit, domnule general, pentru toate funcțiile pe care le-ați ocupat, pentru toate cărțile pe care le-ați scris, pentru faptul că ați rămas aproape de comunitatea de aici, de la Dulcești, și asta se vede în ochii oamenilor care au venit astăzi aici să vă pună în valoare și să vă stimeze. Eu vă felicit pentru tot ce ați făcut, vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și pentru județul meu și pentru România. Și faptul că primăria Dulcești și domnul primar ales să facă asta demonstrează că dumneavoastră, comunitatea de aici, apreciați valoarea și apreciați oamenii care vă fac cinste în țară și peste hotare. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Încă o dată vă spun, sunt onorat să particip la un eveniment extrem de important pentru comunitatea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule primar. Așadar, onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați colegi, am privilegiul de a supune atenției domnilor voastre demersul inițiat de subsemnatul, în calitatea mea de primar al Comunei Dulcești, împreună cu membrii Consiliului Local Dulcești, precum și cu personalități locale și zonale, de acordarea titlului de cetățean de onoare, domnului doctor inginer Iulian Iangu. Născut în anul 1960, a urmat cursurile primare și gimnaziale la școala din satul Roșiori, Comuna Dulcești. A urmat ani de liceu, la liceul Roman Vodă din orașul Roman, județul Neamț. A urmat cursurile facultății de forajul sondilor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze. După absolvirea facultății, a absolvit cursul post-universitar pentru specializarea tehnică în domeniul gazelor. În 1986, ocupă funcția de inginer stagiar al Romgazului regional de genie Mediaș. Până în anul 1999, rămâne angajat la aceeași instituții, ocupând funcțiile șef de secție și director de exploatare al district gaz Nord-Târgu Mureș, care asigură distribuția de gaze naturale pe jumătate de nord-vest a României. În perioada 1993-1998, a obținut diploma profesională în managementului la Universitatea din Oxford. În perioada 1998-2001 urmează cursul Universității de Doctorat la Universitatea de Petrol și Gaze, dobândind diploma de doctor în științe. În perioada 2004-2007 urmează cursurile doctorale de la Universitatea Ovidiu și Nicolae, unde obține diploma de doctor în științe economice cu o teză dedicată energiei regenerabile. Începând cu anul 2004 până în 2020, ocupă funcția de deputat și președinte a Comisiei pentru Industrie și Servicii în cadrul Parlamentului României. În 2016 devine cercetător științific al Academiei Române în cadrul Institutului Național de Cercetări. De-a lungul anilor a elaborat mai multe lucrări pentru sectorul economic și energetic și a acordat procesul legislativ și de reformă strategică a acestuia. Din proiectele de legi promovat, cel mai important rămâne legea energiei regenerabile, a cărei aplicare a adus României 8 miliarde de euro, bani atrași prin investiții directe din afara bugetului României, fiind singurul parlamentar român care prin legea propusă a reușit să atragă sume uriașe. Prin proiectele cele mai dragi se află însă hotărârea de guvern pentru înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Dulcești. Aceasta fiind astfel printre puținele localități din România aflate în prima hotărâre de guvern pentru realizarea de noi distribuții de gaze naturale din România după 1989. Aprecierea de care se bucură în domeniul energiei din România este confirmată de statutul de președinte al Consiliului Mondial al Energiei, Comitetul Național Român, poziție pe care o ocupă de 18 ani. Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu decorația Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Doctor inginer Iulian Iancu este căsătorit, are 2 copii și 3 nepoți. Îl felicităm din suflet.
de onoare. Domnului general de brigadă, rezervă inginer Ioan Maftei, născut în anul 1949, Comuna Dulcești, județul Neamț. A urmat cursurile școlii primare și gimnazială sa, școala din satul Cârlin, Comuna Dulcești, județul Neamț, în perioada 1963-1965. După absolvirea școlii gimnaziale, a urmat primii 2 ani de liceu la liceul Roman Codă din orașul Roma, județul Neamț. Între anii 1965-1967 a urmat cursurile liceului militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. În perioada 1967-1990 au urmat cursurile școlii superioare de ofițeri din Brașov la arma radiolocație. După absolvirea școlii militare, a fost avansat ofițer și repartizat în București, unde a desfășurat activități în mai multe unități militare din cadrul comandamentului apărării antiaeriene a teritoriului până în 1979. În această perioadă a urmat cursurile Universității Politehnice București, Facultatea de Electronică Aplicată și Telecomunicații. În perioada 1979-1987 a activat ca ofițer la Marele Stat Major. În perioada 1987-1990 a lucrat în cadrul Ministerului de Interne. În urma reorganizării Ministerului Intern, în perioada 1990-1994, și-a desfășurat activitatea în mai multe unități din cadrul acestui minister. Începând din anul 1994, și-a desfășurat activitatea la Serviciul de Telecomunicații Speciale, de unde în anul 2004 a trecut în rezervă. După pensionare, s-a preocupat de cercetarea istoriei locurilor natale în biblioteci și arhive din București, Iași, Neamț, deplasări în mai multe localități, discuții cu persoane, activitate care s-a materializat prin editarea a nenumărate cărți. În perioada de studiu și de cercetare, a descoperit mai multe obiecte și documente privind istoria satelor din Comuna Dulcești, pentru care continuă să facă demersuri în vederea înființării unui muzeu pe plan local. Domnul general de brigadă, în rezervă, inginer Ioan Maftei, este căsătorit, are 2 copii și 3 nevoți. Vă rog din suflet să-mi scuzați emoții, dar cred că este inevitabil, având personalități de această mărime în fața mea, cu siguranță nu este posibil să nu ai emoții. Dacă cineva dintre noastre dorește să vă spună câteva cuvinte, vă rog. În primul rând să vă spun că emoțiile mele sunt mult mai mari decât emoțiile dumneavoastră și sunt chiar cu valoare de unicat. Domnule președinte, domnule primar, domnule general, colegul meu de astăzi îmi împărtășește și această recunoștință, curioși părinți, onorată asistență, doamnelor, domnilor, vă mărturisesc că nu am cum să vă spun gradul de emoție pe care îl trăiesc, ele având o semnificație aparte. Și am să vă spun de ce o semnificație aparte. Cei care sunt de vârstă apropiată mie sau cei mai în vârstă decât mine știu care este semnificația satului în formarea unui copil. Se spune că dragostea de sat și de neam o obții în fire prin molipsire. De unde ne molipsim? Se spune că pentru a crește un copil e nevoie de un sat. Acel sat a fost satul copilăriei mele, în care valoarea, respectul, recunoștința, buna cuvință erau valori supreme. Satul era viu, dar nu puteai să treci pe ulița satului și să nu saluți. Ai imediat dacă spus cineva ce prost crescut e copilul cu ea. N-a zis bună seara sau bună dimineața. Nu puteai să stai în biserică, la liturghie, mergeam, bărbații, cum bine știm, de o parte, femeile de altă parte, dar noi copiii, eu, stăteam cu minte, emoțiile și tot cuvântul, pentru că îmi retrăiesc, nu știu, dumneavoastră, dacă faceți acum o retrospectivă, amintirilor din viața dumneavoastră, cele mai vii sunt amintirile de copilărie.
nu știu de ce, eu văd copilăria ca un film. Dacă este intru în acest film, îl trăiesc. E un trecut pe care îl trăiesc extrem de viu. Și acum mă vedeam în biserică, stând și neînțelegând nimic la vârsta de 4 ani, 5 ani din liturghie, doar atât priveam la tata și îmi făcea semn așa. Și înghețam. Nu mă mai mișcam. Dar eu nu știam că atunci mă învăța buna cuvință și respectul. Să nu foșnești, să nu vorbești, să nu te miști, să când nu e bună cuvință. Ei, acest tip de valori nu mai ai cum să le... Te educă un sat întreg, un sat întreg, aceea era valoarea noastră. Și de aceea, după părerea mea, originalul României este satul, orașul este copia. Deși, în inima mea de copil, eu îmi doream foarte mult să cunosc cât mai mult, să călătoresc cât mai mult și să apuc să am această șansă. Nu știu dacă ați observat, dacă copil fiind, ai ceva care vibrează în inima ta foarte puternic, Dumnezeu îl va transforma în realitate. E un sfânt, Sfântul Nicolae Velimirovici, un sfânt al Sârbiei, contemporan, care spune așa, când gândul vostru s-a format, nu vă mai aparține. Se desprinde, îmbracă Universul, strânge energii necreate și îl transformă în faptă. Aveți grijă ce gândiți, că se va înfăptui. Dar când omul gândește, tremură Universul, spune el. Tremură Universul, adică noi prin gândul nostru dăm de lucru Universul. Și Universul intră în lucrare și duce la bun sfârșit. Cine ar fi spus, în perioada lui Ceaușescu, când eu aveam 6 ani, 7 ani, 9 ani și îmi doream să călătoresc, că o să ajung să cunosc, când doream să cunosc civilizația japoneză și am fost în Japonia, m-a luat Dumnezeu, voiam să văd piramide și am ajuns în Egipt. Voiam să văd cum e Africa și ce înseamnă Africa de Sud și am ajuns în Africa de Sud. Și m-a dus Dumnezeu de mână în America, în Canada, în Mexic, în Columbia. Am vizitat cele mai importante repere ale Pământului. Dar ca să înțelegeți de ce se spune că satul acesta, pământul acesta, este grădina Maicii Domnului, iar Părintele Arsenie Poca ne spune, nu vă fie frică, pământul acesta e protejat de Maica Domnului, indiferent prin ce greutăți treceți. Ca să înțelegeți însă ce valoare are, când am ajuns în Arabia Saudită, care este un reper mondial al energiei, am mers 350 de kilometri cu mașina, stânga, dreapta a fost numai nisip. Nisip, 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 nisip. Vă puteți imagina un astfel de teren? Și că 4 metri de iarbă verde pe care noi îl avem, oriunde am întoarce privirea, erau numai în fața Palatului Regal. Și udate cu apa adusă de la 350 de kilometri și aceea desalinizată din mare, câtă energie se consuma ca să-i asigure regelui 4 metri de iarbă și câțiva pomi. Deci iată ce pământ ne-a dat Dumnezeu, iată ce neam avem noi. Vedeți, să și spunea, nimic nu este întâmplător. Și mă întrebam, oare de ce în această săptămână, a fost o surpriză și vă mulțumesc foarte mult, este o surpriză care se transformă direct în recunoștință. Este și recunoștința pe care cu toții o avem. Înțeleg că mai sunt astăzi familii pe care le servați și care au împlinit 50 de ani. Dumneavoastră, aceste familii, sunteți simbolul neamului românesc, al ortodoxiei române și al jertfei în căsnicie și în fața jurământului, în fața lui Dumnezeu. Am să vă relatez o poveste foarte scurtă, ca să vă spun că nimic nu era întâmplat. Bunicii mei, deci puteam să nu exist astăzi. În ziua în care s-a născut mama mea, a fost cu tremurul din 1941, în secunda aceea. În panică, când au scos copilul, au scos cu un rinichi, bunica a intrat în comă, era să moară,
Medicul a chemat pe bunicul și i-a zis să știi că ea nu are multe zile, mai bine las-o să moară. Copilul e sănătos, în schimb, te căsătorești cu alta și pornești în viață și nu ai probleme. Și bunicul zice, cum, dar ea este o haină, s-o schimb cu o altă haină. Dar eu am jurat în fața altarului că o să fim la bine și la greu toată viața. Treaba ta, zice. Uite așa, tu îi dai în mână și doar pune moală. Atâta a făcut bunica. Și a dus-o până la 76 de ani, internat în fiecare an. El n-a mai făcut nimic și s-a dedicat ei. Dar ea, prin acel copil, a născut 4 copii și iată câți nepoți și plină curtea și familia de la acel moment în care el n-a renunțat la jurământul lui în fața altarului. Dumneavoastră, cei care se fața astăzi, n-ați renunțat la acel jurământ și v-ați bazat în totalitate pe Dumnezeu. Și vă spuneam că nu e întâmplător, deci eu am ajuns aici, dar nu din întâmplare. Suntem în această comunitate, nu din întâmplare. În această săptămână, ieri, a fost sărbătorit de ziua de naștere a lui George Enescu, născut la Dorocoi, în această zonă, da, în aceste ținuturi. După ce 11 copii din familia lui au murit, acea mamă n-a renunțat și a dat pe cel care astăzi este considerat cea mai autentică valoare a omenirii, George Enescu. Tot în această săptămână să se împlinesc 150 de ani de când un grup de tineri, studenți, entuziaști, înflăcărați din această zonă a României, s-au reunit la Putna, la mormântul lui Ștefan cel Mare și acolo au jurat credință neamului românesc, valorilor, tradiției și au zis vrem unirea cu țara mamă. Cine erau acei tineri? Mihai Enescu, Ciprian Columbescu, fratele lui Ciprian Columbescu. Ce s-a întâmplat cu acei tineri? Erau sub un imperiu. Mihai Enescu, dus la casa de nebuni și omorât, Ciprian Columbescu, băgat și fratele lui în pușcărie, îmbolnăvit și mort nu prea devreme din cauza că n-aveau voie să vorbească atunci. Și au făcut-o, și au făcut-o cu curaj din această parte a țării. Iar noi, tinerii de astăzi, și noi, generația aceasta care am crescut cu frică de Dumnezeu, iar eu cu convingerea mea, și nu o să mai dezvolt, tot ceea ce am făcut, tot ceea ce am spus, tot ceea ce am dobândit, îi datoresc lui Dumnezeu. Nu am niciun merit. Niciun merit. Adică Dumnezeu, în sufletul nostru, pune acea încărcătură după puterea și măsura credinței noastre. Și cât își dorește inima noastră. Apropo de ce vă spuneam de Nicolae Velimiru, că zice, atunci când acel copil, acel tânăr, acel om și-a pus în inima lui, dar eu ce mi-am pus în inima mea? Dragostea de neam, dragostea de sat, dragostea te întreabă cineva, ce e dumne patriotismul ăsta deșânțat? Păi patriot este să îți iubești satul. Patriot este să iubești pe acea mamă care a stat 50 de ani în căsnicie, în jurământ, a născut la țară și nu s-a plâns. Patriot este să-ți iubești valorile satului. Patriot în țara aceasta este să iubești mirosul acela al fânului sau al acestor tei. Când eram în copilărie, era plin de tei și de flori de tei și era un miros pe care n-am să-l uit niciodată în viață. Asta înseamnă, după părerea mea, patriotism și n-are cum să ți le scoate cineva din suflet. Ori, dacă cineva dintre noi, din această comunitate, Dumnezeu îi îngăduie o poziție, o demnitate, el este obligat să o întoarcă pe comunitate. De aceea eu m-am simțit când a apărut momentul 90 și noi am avut voie. Erau mari restricții, un metru cub dacă îți dădea și a dat un mare aprobări. Și dintr-o dată mi s-a dat voie să facem un sat întreg să-l aprovizionăm. Primul meu gând a fost să facem distribuție de gaz la noi în comună, la mine în sat. Nu mai aveam, eram la media și eram pe alte coordonate. Dar gândul meu a fost aici. De ce? Rădăcinile sunt aici. Rădăcinile sunt atât de puternic ancorate în acest pământ
care mustește de credință. Asta neapără, să știți și cu asta închei. Valoarea unică și care ne va salva acestui popor este ortodoxie. Credința noastră în Dumnezeu. Se spune așa, la relele pe care le vedem astăzi, nu răspundeți cu lucruri lumești, ci prin rugăciune. Și să vă îngriji Dumnezeu, să vi le ducă la bun sfârșit, așa după cum vă este dorința din adâncul inimii voastre. Închei prin a vă mulțumi, vă mărturisesc că sunt profund recunoscător. Recunoștința dumneavoastră este o floare mai rară decât floarea de rău. Se spune că lumea trebuie să o privim prin luneta recunoștinței. Dar noi suntem foarte rar recunoscători și de aceea m-ați obligat pe mine și vă sunt profund recunoscător și vă mulțumesc de noastră și comunității și conducerii comunei de aici și tuturor celor care de-a lungul timpului ați contribuit. Fiecare poate, fără să știți, în a mă forma și a mă ajuta să percep lumea și viața astfel. Vă mulțumesc! Mare plăcere, m-ați dat să ascultăm pe domnul Iulian permanent, un discurs emoțional, plin de învățăminte. Domnul general, vă rog din suflet dacă vreți să le spun două cuvinte. Domnule președinte, domnule primar, dragi cei părinți, onorați invitați și participați. În primul rând vreau să mulțumesc domnule primar și consiliul local pentru că mi-am acordat titlul cetățean de onoare. Acest titlu cetățean de onoare încurunează munca a 15-20 de ani, când am scris următoarele cărți. Acum să începesc cu în breve. Mi-a lăsat învățători, oameni din satul, cu mai multe hârtii privind monografia satului. Cu acest prilej, aduc un omagiu, un profund omagiu, fiului satului Cârlic fost, Vasile Mândru și învățătorului Gheorghe Arghetescu, care s-a ocupat. Iar eu am moștenit aceste date, am cercetat și am vrut să scriu monografia satului Cârlic. Am descoperit cu această ocazie că în satul Cârlic exista cea mai veche mănăstire din eparhia Romanului. Nu cum se știa la episcopiei din 1716 s-au comunicat, ci în 1427. Așa a ieșit cartea strepetitorii, dispărute și uitate, mănăstirea lui Neagoie, mănăstirea lui Cârlic. Am mai continuat vreo 3 ani de zile, deci, și am scris monografia, o lucrare de vreo 30 și ceva de pagini, în care am clarificat istoria satului Cârlic, Poiană și Briscan, aducând anumite corecturi, s-au făcut greșeli și la cărți, dar nu e numărul. Acum, și nu e momentul, cine are cărțile să începe. Cu ocazia asta, ce vreau să scriu monografia satului Cârlic și existind legături strânse cu satul Dulcești, au fost fire din istoria satului Dulcești. Cu această ocazie, am dat peste Vasiliu bolnav și am văzut și opere de caritate, mare filantropa a făcut și așa a ieșit cartea Vasileu Bolnavul, mare filantrop al României. Poate. Această carte a fost scos. De ce el nu a fost cunoscut? Un mare patriot, un mare naționalist și l-au băcat ca un fel de indie. Dar încetul cu încetul, pas cu pas, a fost recunoscut și Vasileu Bolnavul a fost declarat în anul 2020 de către Biserica Ortodoxă Română prin vot al doilea mare filantrop al țării. Nu poate el, după părerea mea, este primul mare filantrop al țării, dar pentru că el este recunoscut și celălalt s-a fost cunoscut. Și am departe, așa a ieșit cartea Vasiliu Bolnavul, pe care o să îi mulțumesc și domnului președinte. Dar cercetând mai departe, pentru că aici, la Dulcești, mustește de istorie, să vă spun eu. Dragoș, când a descărecat, aici a trecut. A trecut Moldova, care era pe după Fenești, mai încoace, era Moldova seacă, și acolo am pușcat Zimbru și mai departe am ființa Romană. Deci, așa a ieșit problema, de s-a făcut o paranteză, ca să arăt că am descoperit din treaba asta, că aici, la Dulcești, în castelul de la Dulcești, a fost cel mai important centru unionist după Iași. Aici s-a hotărât Unirea Principată. Și sunt documente și am atestat cu documente. Da. Și, bun, m-a întrebat un domn academician. Domnule, dar de ce scris aici centru unionist Tusculum Dulcești? Dumnezeu, stimată, domnule, n-am zis eu Tusculum Dulcești.
au zis oamenii mari, a zis George Paris, a zis Copălicianu, a zis poetul George Seu, ne-a întâlnit la Tusculul, valoarea și culturală și importantă de culturală a Dulceștiului și a castepată din Dulcești de atunci. Deci o să puneți în această carte ca să vedem și despre această carte. Dar acum, tot cercetând-o prin arhive, prin arhive de acolo, am descoperit că Eliza Sturga tot prin aspecte inedite. A fost dragostea necunoscută a lui Vasile Alexandrin. Sunt câteva date inedite. Dar pentru că nu sunt aici după persoane care primesc 50 de ani de căsătorie, n-ar vrea să trezesc nostalgii sau alte probleme și mă opresc aici. Cartea este mai mult despre iubire și nu stă bine nici sunt făcut la mult despre ei. Domnul primar, eu vă spun și dumneavoastră, acest titlu mă obligă, și am hotărât și domnul primar, să continui activitatea de sprijinire al mediului al Comunei Dulcești și al locului de unde m-am născut. Și am hotărât să scriu împreună cu domnul primar monografia statului Dulcești, în care sunt câteva date inedite, da? Și cu ocazia asta vreau ca în continuare. Deci acolo unde la intrare în Dulcești este monumentul eroilor din primul război mondial, să punem și fântâna lui Cuza, primul singur monument construit din Alexandru Ioan Cuza, după unirea principatelor, cu stema Principatelor Unite, distrus din datorită necunoaștere și ignoranței. Ignoranței de drept în local, era vorba pentru a fi cunoscut treaba asta din învățătorii și păstorii atunci și treaba de noastră. Deci vreau ca această fântână să fie amplasată acolo la intrare, lângă monumentul eroilor, cum a fost vreodată, și să arate că un monument închinat Unirii Principatelor, și al doilea moment, prin lucrările României Mare. Acolo, să fie acolo. Sperăm cu acea notă să continui și material, că vreau să ajut în continuare comunitatea pentru ridicarea spirituală a comunității locale, care a fost o premise pentru ridicarea și economică a satelor. Cu ocazia asta, domnul președinte, vreau să duc o felicitare domnului primar, pentru că în satul Pârlii este pericol de a produce abrecări de teren din ploi. Bătrânii satului, ca și cei care au stăpânit moșia Frătești, care a fost a episcopiei, Mâinăției Sfântul Spiritor din Roma și Sfântului Spiritor din Iași, de Foria Sfântului Spiritor, toată apa de pe Moșia Frătești, de pe Moșia Căian, se duceau prin pături, creiani, natale, vâlcioare de acolo. Acum, datorită că domnul primar a cunoscut și respectă legile pădurii, a creat apa să ducă în pădure, să nu se mai întâmple dezastre, să intre în casele oamenilor și să nu mai cheltuiască banii primării, să facă poduri, să distrugă poduri și așa mai departe. Vă felicit și sper că duceți lucrurile astea mai departe. Și vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc și lui domnul Pelegrini, care m-a ajutat că suntem aici în așezământul lui Nicolae Vasiliu Bolnavul și am pus și placa comemorativă de aici, cu ajutorul lui domnul Pelegrini, care m-a ajutat, sper să-l ajut în continuare, să cinstim comuna și memoria. Mulțumim din suflet de atâția valorile noastre locale și ne vom bucura mulți ani înainte de ei și sper din tot sufletul să fie cât mai deasă prezența lor în cadrul comunității din Comuna Dulcești. O să trecem la cel de-al doilea eveniment, un eveniment important, în care reprezintă celebrarea celor 50 de ani de la căsătorie a 15 familii din Comuna Dulcești. O să rog pe părinții prezenți să spună o binecuvântare, o slujbă în care se reiasă faptul că se pătrunde acest eveniment. Slavă Sfinte și cele de ființă și de viață, păcătoare și nedespărățit de drept, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărat, Împărat, te ceresc,
și cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i înconjoare Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Ca să fim izbăviți noi de tune cazul, mânia, primejdea și nevoia. Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Curata
prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce Amen.
Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule Președinte al Consiliului Județean, domnule primar, distinși și onorați invitați și care sunteți sărbătoriți astăzi, care ne face plăcere să vă avem în mijlocul nostru, să știți că emoțiile ne copleșesc și pe noi. Mai ales când vedem pe cineva că vorbește atât de frumos despre Dumnezeu și că Dumnezeu nu se desparte de sat. Pentru că în etnogeneza sa, satul românesc, a apărut odată cu vatra de jertfă, cu altarul de jertfă, unde Dumnezeu a fost prezent. Ori știm foarte bine și din acest motiv vă respectăm și vă felicităm pentru că ați știut să căutați acolo în adâncul generațiilor care s-au succedat în această vatră luminoasă a comunității noastre și să scoateți de acolo, să ne arătați că noi acum, care suntem în întuneric oarecum, pentru că nu mai găsim un liman în care să ieșim la lumina cea neînserată care este Hristos, nu trebuie să rătăcim decât știind faptul că îl avem pe Hristos care este lumina lumii. Vă felicităm pe cei care, iată, împlinesc astăzi 50 de ani de căsnicie și ne arătați prin aceasta un exemplu că familia este celula de bază a societății și mai mult decât atât altarul de jertfă al unei mici treimi. Că tatăl, mama și copiii, în ciuda vicisitudinilor în care ne zbatem, găsesc raportarea la treimea cea mare, la Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, numai împreunând cele trei degete și arătând că în ciuda vicisitudinilor reușim să răzbatem atunci unde iubirea lui Dumnezeu copleșește orice gând. De aceea vă felicităm încă o dată pentru această frumoasă organizare a unui eveniment care constituie o sărbătoare a satului. Cum se făcea odată, acum nu se mai fac din cauza unor motive întemeiate de sănătate. E bine, sărbătoarea satului este atunci când avem între noi pe cei care ne reprezintă. Nu ne-au reprezentat, ne reprezintă cu drag și fac cinste atunci când ajungi unde pot ei, unde au ajuns ei, își amintesc cu drag de noi. Dumnezeu să vă răsplătească efortul de a ne lumina calea și faptul că ați căutat până în generațiile cele mai adânci să scoateți de acolo valorile pe care noi astăzi, de care noi astăzi avem atâta nevoie, să ne arătați că drumul nostru este o lumină în continuare și că întunericul nu există, nu are existență de sine, pentru că iubirea lui Dumnezeu copleșește, după cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, că lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate. Mulțumim! O să rog pe domnul președinte să adreseze un cuvânt și celor care sărbătorim astăzi, care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Mulțumesc, domnule primar! Întrucât am spus domnului primar că aștepta și trebuie să ajung și în altă parte și nu o să reușesc să stau și la această ceremonie, vreau să vă urez și eu la mulți ani, mulți ani sănătoși în continuare, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, copiilor, nepoților și să vă bucurați în continuare de o căsnicie fericită, așa cum ați avut-o și până acum. Mulțumesc preacucenților părinți pentru frumoasa slujbă. Încă o dată vă felicit pe dumneavoastră pentru titlul obținut astăzi de cetățean de onoare al Comunei Dulcești și vreau să vă spun că ne onorează prezența dumneavoastră și ne onorează faptul că faceți cinste acestui județ. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și vă doresc în continuare mult succes la ceea ce faceți aici. Mulțumesc! L-aș vrea pe Părintele Vasilică să adreseze două cuvinte celor care sărbătoresc azi 50 de ani și îl rog pe domnul Nicolae Pușcașu. Să vă mulțumesc.
fost și aici. Mă gândesc că astăzi sunt martorul unei minuni și a unei minune a dragostei fiecărui lucru prezent aici, într-o lume în care constatăm că cu foarte multă ușurință că familia este în disoluție, că se erodează și este un lucru extraordinar când participăm la aniversarea a 50 de ani sau a 25 de ani de căsnicie. Sunteți un exemplu pentru familiile tinere de astăzi, printre care mă enumăr și eu, și pentru tinerii care se pregătesc să întemeieze o familie într-o vreme destul de grea. Când această instituție se bazează, instituție de bază a unui neam, a unei societăți, este atacată din toate părțile și relativizată, așa încât vă îndemnăm să săvârșiți și dumneavoastră în continuare lucrare misionară, învățându-i și punându-i la inima celor tineri valoarea căsătoriei și a familiei creștine. Dumnezeu să vă dea sănătate, zile îndelungate și cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a Maicii și Domnului să ne găsim aici și peste 25 de ani, ca să ajungem la nunta de diamant. O parte dintre voi posibil să ajungeți, dar cu părere de rău a fost tanti Mărioara, care era singură, săracă la 97, așa că mulți dintre ei s-au dus până în 92, mai este de-a Ioan Tur. Nu știu dacă are săracă și el, rămas văd, dacă ajunge vreunul la nunta de diamant, dar totuși trag speranța, dacă nu nunta de diamant, măcar unul de 100 de ani, cântăm acolo la mulți ani și noi. Vedem 60, dar până la 75 avem 15 ani. Eu am să vă rog în continuare să vă prind acolo sănătos, să-i dat Dumnezeu să fie și neasamnul sănătos, să ne întâlnim tot aici, în aceeași formulă și cu sănătate, cu bucurii, cu ceea ce vă doriți. Multă sănătate și bucurii vă doresc și să aveți parte de tot ce vă doriți în continuare. Mulțumim, mulțumesc! Așa m-a fost prin surprindere. O să ne vii pe domnul Pușcaș în întâlnire, pentru că noi împreună, Primăria Dulcești, Consiliul Local, avem pregătit pentru familiile care se celebrează cei 50 de ani de căsătorie, câte o diplomă de excelență, un mic cadouaș, și o să-i rog să se deplaseze lângă noi în momentul în care o să-i strigăm. Da, înainte de a la aceste diplome, în primul rând, bună ziua și eu vreau să vă spun că de când domnul primar m-a anunțat despre această activitate, am spus clar, Comuna Dulcești este în mare sărbătoare și așa este. Să ai 15 familii care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, să ai un asemenea privilegiu și onoare, să acorzi titlul de cetățean de onoare a Comunei Dulcești, unor personalități, nu numai ale Comunei Județului, ci și a țării și chiar pe plan mondial, într-adevăr este o sărbătoare și nu ne este la îndemână în oricare zi. Îngăduiți din toată inima ca și consilier județean, colaborator al domnului președinte Arsene, dar și reprezentant al pensionarilor din județul Neamț, pentru că și eu sunt pensionar, eu mai am 4 ani până fac 50 de ani, de altfel eu am și 3 colegi care astăzi vor să primească distințiile și atențiile din partea Consiliului Local al Comunei Dulcești, dar și de la nivelul județului. Primiți, vă rog, din toată inima, sincere felicitări, dar și urarea de sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, copiilor, nepoților, strănepoților, vecinilor și, în final, tuturor acelora care s-au născut, au crescut, trăiesc și vețuiesc sau când, din când în când vin pe acest teritoriu binecuvântat. La mulți ani, sănătate, bucurie, felicitări! Totdeauna ne merg la suflet cuvintele domnului Pușcașu, așa ne-a învățat și sper să ne dau să continui mulți ani înainte de acum încolo. O să invit lângă mine familia Victor și Emilia Casă Mândră. Thank you.
face acolo o poză. Arată cu comunitatea noastră. Stați să Francesc și Georgeta Cioban. Thank you.
Mircea Mihai și Victoria Dram. Să rog pe domnul Pușcașul să ia cuvântul.
locale, domnului primar la voi, Gheorghe, domnilor consilieri ai Consiliului Local al Comunei Dulcești, indiferent din ce zonă politică provin, că au aprobat și au organizat această frumoasă acțiune cu două elemente foarte interesante. De aceea, ca să nu-i supăr pe colegii de la alte formațiuni politice, pentru că e mai personalizat, să zicem așa, ceea ce voi face, voi acorda diplome de excelență, domnilor, înapoi Gheorghe, primarul Comunei Dulcești. Domnului Nahoi Vasile. Contribuția adusă la ridicarea prosperității seniorilor la pensionare. Dragi doamna Doriței Ieveara. Cel mai tânăr consilier al Comunei Dulcești, Șerban. Deci, încă o dată, sunt personalizate și am zis să nu creem stare de altă natură la acest eveniment deosebit. Sunt convins că și colegii de la celelalte formațiuni politice au aceleași întâlniri și aceleași lucruri frumoase și bune despre dumneavoastră, despre noi, despre Comuna Dulcești. Încă o dată felicitări, succes la cât mai multe